Salut! Vom rezolva în cele ce urmează următorul exercițiu. Câte numere naturale de forma ABB au suma cifrelor egală cu 12? Ei bine, în primul și în primul rând trebuie să înțelegem ce ni se cere aici. Ce înțelegem de fapt prin numere naturale de forma aceasta, de forma ABB? Ei bine, prin ABB cu bară deasupra, noi înțelegem numere naturale de trei cifre. Aceste trei cifre sunt A, B și respectiv B, scrise în baza 10, adică A este cifra sutelor, apoi B este cifra zecilor. Și, după cum putem vedea, cifra unităților este tot B. Adică aceste numere naturale de trei cifre, da? deci de ordinul sutelor, vor avea cifra zecilor egală cu cifra unităților. Un exemplu de astfel de număr ar fi 544. Iată, acesta este un număr de forma ABB, da? adică de ordinul sutelor, cu cifra sutelor 5 și cifra zecilor 4 egală cu cifra unităților. Un alt exemplu de astfel de număr ar putea fi 133. Cifra sutelor 1, cifra zecilor și cifra unităților 3. Ba chiar mai mult, suntem atenți la faptul că nu ni se impune niciunde ca B să fie diferit de A, deci un astfel de număr ar putea fi și 777. Singura condiție pe care ABB ne-o impune, este ca aceste două cifre, cifra zecilor și cifra unităților, să fie egale. Nu zice neapărat că cifra sutelor A trebuie să fie diferită de cifra zecilor B. Și odată ce am înțeles ce înseamnă numere de forma ABB, B, să vedem partea a doua a textului problemei. Au suma cifrelor egală cu 12. Adică ce înseamnă acest lucru? Cifrele sunt A, B și B. Iar suma acestora, adică a plus b plus b, este egal cu 12. Practic, a plus b plus b este 2 ori b, ni se spune că este egal cu 12. Aici ținem cont de faptul că a și b sunt cifre ale acestui număr. Deci, atât a cât și b pot fi 0, 1, 2, 3 și așa mai departe până la 9. Mai mult, a, fiind prima cifră a numărului, nu poate fi egală cu 0. Și deci, noi obținem, practic, aici o relație în care avem două necunoscute a și b. Iar în astfel de situații, de cele mai multe ori, o să ajungem să mergem pe încercări, adică pe cazuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că vom da pe rând valori, de exemplu, lui a, iar apoi vedem ce valori. Obținem pentru B. De exemplu, în prim caz, ar fi cazul în care A este egal cu 1. Dacă A ar fi egal cu 1, ar însemna că obținem că 1 plus 2B este egal cu 12, de unde ne rezultă că 2 ori B este egal cu 12 minus 1, care este 11. Dar 2, ori nici una din numerele 0, 1, 2, 3, 4 până la 9, nu ne dă. 11, deoarece 2 ori B este par, iar 11 este impar. Ceea ce înseamnă că, atunci când A este egal cu 1, nu avem soluții. Ceea ce nu înseamnă pentru noi decât că mergem la următorul caz. Dacă A este egal cu 2, ce ne poate spune acest lucru despre B? Păi haideți să vedem. Înseamnă că în loc de A plus 2B egal cu 12, noi avem 2 plus 2B plus, da? 2b este egal cu 12, de unde obținem că 2b este egal cu 12 minus 2, care este 10, și atât obținem că b este egal cu 10 împărțit la 2, adică 5. Am obținut atunci o primă soluție. Dacă a este 2, atunci b este 5. Deci un prim număr de forma abb cu suma cifrelor egală cu 12. Ar fi 255. Adică a este 2, iar b este 5. Și mergem mai departe cu următorul caz. Ceea ce ați observat poate din prima discuție este că atunci când a este impar, noi vom obține că 2 ori b este egal cu 12 minus un număr impar, adică un număr impar. Ceea ce nu este posibil. Așa că, în continuare, nu vom mai lua cazurile în care a este impar, ca 1, de exemplu, 3, 5 sau 7 și 9, ci vom lua doar cazurile în care a este par. Următorul atunci este când a este egal cu 4. Așadar, dacă a este egal cu 4, relația noastră a plus 2 ori b egal cu 12 devine 4 plus 2 ori b, este egal cu 12, adică 2 ori b este 12 minus 4 care este 8, și atunci b va fi 8 împărțit la 2, 4. Iată că obținem și aici o soluție. a este 4, b este 4. Ceea ce, din nou, nu ni se indică în problemă că a și b trebuie să fie diferite. Faptul că avem un a și un b înseamnă că ele pot fi diferite dar nu este neapărat. Așa că și numărul nostru cu cifra A, 4, și cifra B, de la 10, respectiv unități 4, este un astfel de număr, de forma ABB, cu suma cifrelor egală cu 12. Și mergem mai departe luând următorul caz. Următorul caz este când A este egal cu 6 deci A egal 6, caz în care obținem că 6 plus 2 ori B este 12, de unde 2 ori B este 12 minus 6, adică 6, și deci B va fi egal cu 3. Iată și în acest caz găsim soluție. A este 6, B este 3, numărul nostru este 600. 30 și 3. Și ultima variantă pe care o avem, varianta în care a este egal cu 8. Atunci a plus 2 ori b egal 12 devine 8 plus 2 ori b egal 12, de unde 2 ori b este 12 minus 8 care este 4 și obținem că b este egal cu 4 împărțit la 2 care este 2. Așadar, atunci când A este 8 și B este 2, obținem tot un număr care respectă condițiile impuse de cerință, și anume 822. Și iată deci soluțiile noastre. Câte numere naturale de forma ABB B, au suma cifrelor egală cu 12? Păi numerele pe care le-am găsit sunt 255, 444, 633 822. Deci în total avem 4 astfel de numere. Desigur, naturale, ceea ce ne rezolvă problema. Dacă aceste explicații v-au fost utile, ne puteți ajuta cu un like, respectiv subscribe pe, pe canalul nostru. Și dacă la final aveți întrebări, aștept să le văd în comentarii. Mult succes în continuare!